floarea. Ariciu, ia spune-mi, în ce te-ai costumat? Sunt un magician. Bravo! Știi și niște cuvinte magice? Știu! Bună ziua! Sigur că știi! Bună, Ariciu! Bună ziua! Bună ziua! Bagheta, sclipici! Țopa, nu cumva ai uitat cuvintele magice? Dam! Țopa! Dam, te rog! Poftim! Te rog frumos! Bună ziua! Te rog! Pa, pa! La revedere! Scuze! Scuzați-mă! Mulțumesc! De cuvinte magice, orice copil poate deveni un magician. Cuvinte magice. Știți ce cuvinte sunt cu adevărat magice? Abracadabra? Simsalabim? Vrei să fii magician, magician, magician? Fă-ți repede rost de o baghetă cu o stea. Iar apoi înveți rapid, iar apoi înveți rapid tot ce trebuie să spui pentru magia ta. Căci cuvântul magic nu-i un cuvânt rostit, hai hui. Niciun prec, poc, por, niciun chec scos din cuptor. Nu-i cârnat, nu-i ridichen, nu-i bomboană, nu. Dar pentru început, hai zi și tu, salut! Facem rost de o baghetă cu o stea. Iar apoi vom învăța, iar apoi vom învăța tot ce trebuie să spui pentru magia ta. Căci cuvântul magic nu-i un cuvânt rostit, hai hui. Niciun prec, boc, bor, niciun chec scos din cuptor. Nu-i cârnat, nu-i ridiche, nici butuc nu e. Doar cuvinte ce ne umplu zilele. Doar cuvinte ce ne umplu zilele. Carioci colorate. Bună dimineața, copii! Ariciu, poți să scoți capacul înțepenit al cariocii? Nu, e prea greu, dar o să mai încerc. Ai avea nevoie de ajutor. De la un asistent. Ca mine! Ei!
Fără capace, puteți desena! Desenăm! E galben! Ce soare galben și frumos ai desenat! Acesta e albastru! Ai făcut un minunat albastru? Norișor pufos! Un nor albastru-albastru! Un soare mic pe cerul dimineții! Acum vine norul cel mare și albastru toată ziua! Soarele galben! Marele nor albastru! Vezi că norul este albastru, nu-i așa? Uite, ploaie albastră! Ariciu, uite-te! Ariciu? Ariciu nu este nicăieri. Ariciu! Ariciu! Țopa, mie mi se pare că Ariciu e supărat pe tine și nu vrea să desenați împreună. Dar Ariciu... îmi pare rău. Uită-te la asta! Wow! Stele galbene pe cerul albastru. Țopa și Ariciu, ați făcut un desen superb! Da! Albastru și galben. Galben! Așa este, Ariciu. Acesta e galben. Scuzați-mă, dar unde e galben? Galben e chiar aici! Cu hârtie și creioane desenează tot ce-i galben. Și un soare poți crea. Oho! O frânghie îi pui și e un balon. Ia carioca și hârtia, cu albastru poți desena. Albastru! Fă un cerc mic, jucăuș. Uite-l cum se joacă. Soarele e galben, iar marea albastră. Cerul este albastru și stelele sunt galbene. Păpădiile, ce sunt așa frumoase, au culoarea galbenă. Lăcrămioarele din grădină sunt albastre. Cu creionul pe hârtie desenează un cerc albastru. Când adaug și un galben, e un soare sus pe cer. Galben și albastru, galben și albastru. Râul. Bună, Ariciu! Ah, ce faci acolo? Bună dimineața! Eu am un vaporaș. Oh, ce noroc că pârâul este îngust. Bună, Pandi! Bună! Ariciu, uite-te la mine! Am o umbrelă! Una nouă! Aha! Ariciu! Ariciu! De făcut. Umbrela a zburat. Mă duc după ea. Ariciu, o să te uzi. Prâul îngust.
Da, nu pot sări peste el. E larg. Este larg. Cum putem ajunge pe cealaltă coastă? Dacă am putea trece peste... Peste pol! Podul este îngust. Da, vei avea nevoie de un pod larg. Copii, ar fi mai bine ca azi să vă jucați împreună. Îngust și larg. Îngust. Marea este largă, largă tare, chiar e greu s-o treci în not. Așa pare, cu barca poate că vei reuși. Ai nevoie de amici să poți vâsli. Largă! Chiar nu e greu deloc, fiindcă poți oricând sări peste un pârâu îngust. Fiindcă poți oricând sări peste un pârâu ce e îngust! Îngust, larg. Câmpul e atât de larg, atât de larg. Noi putem să-l traversăm ușurel, fiindcă e atât de larg, atât de larg. Fiindcă e atât de larg, larg, larg. Chiar nu e greu deloc. Peste o potecă îngustă întotdeauna poți sări, da, întotdeauna poți sări. Întotdeauna! Găleată. Copii! Copii! Unde or fi? Poate se joacă de-a v-ați ascunselea. Copii! Bună ziua! A mea! E a mea! Bună ziua! A mea! Bună ziua! Ce fel de joc e acesta? Pe rând, fiecare. Țopa. Țopa se joacă de-a buldozerul. Dar tu, Pandi, de ce te joci? Bam, bam. Pandi bate toba. Grohi? Iar eu vreau un tort. O plăcintă? Hai, ridică găletușa. Curaj!
Ce prăjitură! Cum ai făcut-o? E atât de frumos când copiii se joacă împreună. Jocuri împreună. Nu ne dăm în leagănuța și nici leapșa nu jucăm. Nici cu mingea nu putem, căci n-avem cui să o aruncăm. Păi de ce? De ce nu? Păi de ce? De ce nu? Jocul nu e joc când ești doar tu. Zi, păi de ce? De ce nu? Păi de ce? De ce nu? Jocul nu e joc când ești doar tu. Țopa, de ce avem nevoie ca să ne dăm? Un crocodil! Și de mai cine? Tot nu se mișcă? Ce ar trebui să facem? De acum ne dăm în leagăn, chiar și leapșa vom juca. Iar cu mingea ne distrăm, căci vom avea cui arunca. Păi de ce? Uite așa! Păi de ce? Uite așa! Împreună noi ne vom distra. Noi ne vom distra. Jucați-vă împreună! Jucați-vă împreună! Jucați-vă împreună! Balansoarul. Cine e? Este Grohi. Bună! Salutare! Mă duc să mă joc. Ce frumos! Și cu ce o să te joci? Cu balansoarul! Ia uite, este Milu. Acum vă puteți juca împreună. Cu ea? Nici gând. Se pare că au decis să se joace singuri. Grohi a găsit ceva. Un balansoar. Da, un balansoar. Eu l-am văzut prima. Deci, te distrezi? Nu! Pentru ca balansoarul să funcționeze, îți trebuie... Știu! Balonul! Balonul? Nu știu dacă o să ajute. Așa nu merge. Acum ce fac? Balonul e prea ușor. Îți trebuie ceva mai greu. O piatră! Deci, copii, ce aveți de gând? Eu nu mă distrez. Nici eu. Balonul e prea ușor. Piatra e mult prea grea. Oare cum poți face balansoarul să funcționeze? Împreună! Cine vrea să învețe mai multe despre obiecte ușoare și grele? Da, așa! Ușor și greu. Grohi are un balon. Balonul e ușor. Iar Milu are o piatră.
Piatra e grea. Eu am un balon, e foarte ușor. Și o pană care plutește în zbor. Cine e greu? Cine e greu? Greu este hipopotamul meu. Eu am un balon, e foarte ușor. Și o pană care plutește în zbor. Cine e greu? Cine e greu? Greu este hipopotamul meu. Acum găleata e ușoară. Și acum e grea. Da, e atât de grea. Acum e ușoară. Da, foarte ușoară. Eu am un balon, e foarte ușor. Și o pană care plutește în zbor. Cine e greu? Cine e greu? Greu este hipopotamul meu. Eu am un balon, e foarte ușor. Și o pană care plutește în zbor. Cine e greu? Cine e greu? Greu este hipopotamul meu. Foarte greu! Turnul. Bună! Bună, Ariciu! Ia spune-mi, câte blocuri duci tu acolo? Multe! Și ce vrei să construiești cu ele? Un turn! Cuburi! Grozav! Super! Pot să iau unul? Unul? Unul! Poftim! Pot să iau și unul? Pot? Și eu am nevoie doar de unul. Unul? Bine! Ariciu, ce loc grozav pentru a construi un turn! Da, este! Opa! Da, nu poți construi un turn cu un singur bloc. Așa e, nu poți! Ariciu, mai ai nevoie de câteva blocuri. De unde putem să mai luăm? Dă-mi-l înapoi! E blocul meu! Și eu îl vreau! Eu l-am luat primul! Și eu l-am văzut prima! Dă-mi-l înapoi! Copii, ia uitați! S-a întors Ariciu! Uite unul! Și încă unul! Mai multe! Este un turn! Unul și mai multe! Mai multe cuburi! O cămilă e pe drum și încă una după ea. După ele încă una și a patra. Ea spune câte cămile. Vezi mergând pe drum copile. O picătură. Mai multe picături. Una. Mai multe. Mai multe. Niciuna.
să iau un pepene. Și încă unul am să iau, și pe al treilea repede. Uite, patru, ia te uită câte fructe. Mai multe! Să le numărăm pe toate. Ia te uită câte fructe. Să le numărăm pe toate. Mai multe! Oh, unul! Soarele. Bună dimineața, Ariciu! Bună dimineața, Grohi! Bună dimineața! Nu e o dimineață bună, nu e soare deloc. Așa este, Grohi. Nu vrei să-l desenezi tu? Să-l desenez? Nu, nu putem! Nu avem creioane! Poftim! Bună treabă, Ariciu! Ai găsit creionul galben! Mulțumesc! Da! Mulțumesc! Uite! Cum ți se pare? Da! Este o pată frumoasă! Asta nu e o pată! Este soarele! Grohi, ia spune-mi, tu crezi că soarele tău arată ca o pată? Soarele nu arată așa. Da, Ariciu, soarele nu arată așa. Este rotund, precum ceasul. Sau ca o farfurie. De Ariciu. Un nasture este rotund. Se rostogolește! Copii, vreți să ne jucăm de abracadabra? Ariciu, stai pe nasture. Și tu, Grohi, desenează conturul. Soarele este rotund și dimineața e frumoasă. Bună treabă, copii! Bună! Bună! Rotund. Bună! Bună, Grohi! Ce e asta? Este un rotund. O farfurie. Așa arată o farfurie? Rotundă. Ia privește în jurul tău, cerc, cerc, cerc. Tot ce te înconjoară e cerc, cerc, cerc. Tot în jur este rotund, cerc, cerc, cerc. Doar aruncă o privire. Farfurie, ceasuri multe, o gogoașă delicioasă, nesturei și roți de bicicletă peste tot.
mașinuța. Bună, Ariciu! Asta este o jucărie nouă? Bună! E o mașinuță! Opa! Milu, ce trebuie să spui acum? Mulțumesc! Cu plăcere! Mașinuță! Grohi, ce s-a întâmplat cu mărgelele tale? S-au rupt! S-au rupt toate! Mulțumesc! Cu plăcere! Unde-i mașinuța? S-a pierdut cumva? S-a pierdut! Nu fi trist, Ariciu! Vom găsi mașinuța ta! Ba, n-o vom găsi! Mașinuță! Nu merge! Mulțumesc! Cu plăcere! Am găsit mașinuța! Ce bine e să avem prieteni și cuvinte precum mulțumesc și cu plăcere! Mulțumesc și cu plăcere! Copii, știți ce trebuie să spuneți când cineva vă ajută? Mulțumesc! Mulțumesc, hai spune! Mulțumesc, hai spune! E cuvântul magic, cel mai minunat! Cu bla bla plăcere, da! Cu bla bla plăcere, da! Asta trebuie să spui când te-au mulțumit! Cu bla bla plăcere, da! Cu bla bla plăcere, da! Asta trebuie să spui când te-au mulțumit! Ariciu, mulțumesc mult pentru că ai făcut curat! Cu plăcere! Au, au, au! Au, 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 au! Au! Au, 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 au! Mulțumesc! Cu plăcere! Mulțumesc, hai spune! Mulțumesc, hai spune! E cuvântul magic, cel mai minunat! Cu bla bla plăcere, da! Cu bla bla plăcere, da! Asta trebuie să spui când ți-au mulțumit! Asta trebuie să spui când ți-au mulțumit! Urme de lăbuțe. Cine se ascunde acolo? Țopa! Bună! Se pare că iepurașul vrea să ne păcălească. Țopa, spune-mi, știi ce culoare are vopseaua asta? Albă!
Uite, țopa a găsit urme de lăbuțe. Urme de lăbuțe? Urme negre, negre, pe o foaie albă, albă. Oare cine i-a lăsat? Au dispărut urmele! Se văd bine pe negru. Și cine a lăsat urmele negre? Care a lăsat urmele negre. Se pare că și ea vrea să se joace puțin cu vopseaua. Alb? Negru? Negru și alb. Este stolul. Stolul! Albe. Florile, florile sunt albe. Albe sunt florile. Neagră. Neagră, neagră, neagră. Neagră e pisica. Mă întreb, ce anume mai are culoarea albă? Hârtia e albă. Și cerneala e neagră. Așa este, copii. Putem desena ceva atât cu alb cât și cu negru? Un cal este alb. Dungile sunt negre. Și care este rezultatul? O zebră! Da, zebra are și negru și alb. Alb! 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 Negre, 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 negre sunt toate! Pârâul. Bună, Ariciu! Ce faci acolo? Bună dimineața! Eu am un vaporaș. Ce noroc că pârâul este îngust. Bună, Pandi! Bună! Ariciu, uite-te la mine! Am o umbrelă! Una nouă! Aha! Ariciu! Ariciu! De făcut. Umbrela a zburat. Mă duc după ea. Ariciu, o să te uzi. Pârâul îngust. Îngust.
ăsta nu este îngust. Da, nu pot sări peste el. E larg. Este larg. Cum putem ajunge pe cealaltă coastă? Dacă am putea trece peste... Peste pol! Podul este îngust. Da, vei avea nevoie de un pod larg. Copii, ar fi mai bine ca azi să vă jucați împreună. Îngust și larg. Îngust. Marea este largă, largă tare, chiar e greu să o treci în not. Așa pare, cu barca poate că vei reuși. Ai nevoie de amici să poți vâsli. Largă! Chiar nu e greu deloc, fiindcă poți oricând sări peste un pârâu îngust. Fiindcă poți oricând sări peste un pârâu ce e îngust. Larg. Câmpul e atât de larg, atât de larg, noi putem să-l traversăm ușurel. Fiindcă e atât de larg, atât de larg, fiindcă vai atât de larg, larg, larg! Chiar nu e greu deloc, peste o potecă îngustă întotdeauna poți sări. Da, întotdeauna poți sări. Întotdeauna! Pălăria roșie. Bună, Milu! Ce desen frumos ai făcut! Ce reprezintă? Bună! Este o mură! Și ce să mai desenezi în continuare? Grohii! Nu grohii! De ce grohii? Stai puțin! Oh, unde este? Nu pot găsi! Grohi, ce anume cauți? Pălărie, Panama! Milu, trebuie să o ajutăm pe Grohi. Sunt așa de frumoasă cu ea! Frumoasă! Grohi, spune-mi, cum arată pălăria ta de Panama? Uite aici! Una roșie! Ce pălărie roșie frumoasă de Panama! Și ce înseamnă pălărie de Panama? Este o pălărie! Roșie! O pălărie roșie frumoasă! Pălărie roșie! Am găsit-o! Unde? Să mergem, o să vă arăt! Unde e pălăria mea de Panama?
să mergem. Închide ochii. Deschide-i! Pălăria! Frumoasă, frumoasă mea pălărie de Panama! Pălăria! Roșu! Acum putem desena? Da! Desenează! Ia uitați-vă! Cât e de frumoasă grohi cu pălăria roșie de Panama! Roșu. Bună ziua, copii! Ce balon roșu și frumos aveți! Da, roșu! În roșu soarele e îmbrăcat, deci luăm rochițele la purtat. Cu una roșie bine mi-ar sta, o pălărie iar în frumusețea. Roșie culoarea preferată, bine îmi stă cu ea îmbrăcată. Pam, pam, param, pam, pam, param. Grohi, ce-ai desenat acolo? Un cerc roșu. Așa este, roșu. Și eu am desenat tot un cerc roșu. Te iei după mine! Poate că o să desenezi un alt lucru roșu? O floare roșie! Un măr roșu! Zmeură eu aș mai mânca și o căpșună aș gusta. Și merișoarele îmi plac și cireșicile mă-trag. Coacăzele gustoase, roșii sunt toate frumoase. Pam, pam, param, pam, pam, param. Cu barca sunt prietenii noștri, Țopa și Ariciu. Bună! Salut! Micuții noștri, Țopa și Ariciu, se vor juca pe malul mării. Ce este? O barcă! O barcă! Cu barca. Prietenii vor să navigheze cu barca. Dar cum se vor urca în barcă? Priviți! Țopa are o idee! Țopa a găsit o scândură. Acum poate ajunge la barcă. Ba nu poate. Scândura e scurtă. Da, prea scurtă. Cum pot să ajungă pe barcă? Vom zbura! Vom sări! Țopa! Sunteți supărați? Da, supărați! Țopa, Ariciu, mai bine găsiți o altă... O altă scândură! Una lungă! Da, e destul de lungă să ajungă până la barcă. Și iată, astăzi ați învățat ceva nou, copii. Da, așa e! Ura! Lung și scurt. Această scândură e lungă, iar aceasta e scurtă. Urechi lungi! Urechi scurte! Trenul e lung, lung, lung și
de departe-l vezi venind, se apropie rapid, țiuind. După el apare îndată încă un trenuleț, dar iată, este scurt, are doar un vagon. Un morcov lung și un morcov scurt. Lung, scurt, lung. Este scurt. Este lung. Este scurt. Este lung. Este scurt. Lung, lung, foarte lung. Lung, lung, tot mai lung. Uite cât e de lung. Dar din lung se face scurt. Acum este mult mai scurt. Acum este foarte scurt. Lung, lung, foarte lung. Lung, lung, tot mai lung. Uite cât e de lung. Unul lung și unul scurt. Este foarte scurt. Sărim și topăim. Bună, Milu! Bună, Grohi! Bună! Salut! Bună, Țopa! Opa! E-e! Hop! 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 Wow! Poți să faci așa? Nu! Nu pot! Opa! Țopa! Îl poți învăța pe Milu să sară? Da, este simplu! Fă ca mine! Hop, hop, hop! Și așa! Și așa! Hei, hei! Și așa! Totul este așa de... greu? Da, greu. Da, nu e prea plăcut să cazi pe ceva tare. E mai bine să cazi pe moale. Voi! Grohii, așteaptă! Țopa, ajută-l! Grohi, o masă este dură și o pernă este moale. Moale! Perne moi, sărituri amuzante. Tare și moale. Tare! Eu iubesc la nebunie, pam, param, pam, pam. Perna moale și pufoasă, pam, param, pam, pam. În perne-mi place să mă joc, sar răzut și mă arunc. Pernele eu le ador. Podeaua tare, masa tare și copaci cu scoarță dură, pietre tari de drumuri multe, vezi, nu te lovi, ascultă! Tare! Gogoașa e moale!
Farfuria e tare. Perna e moale. Cartea e tare. Pisica e moale. Testoasa e tare. Podeaua tare, masa tare și copaci cu scoarță dură. Pietre tari pe drumuri multe, vezi, nu te lovi, ai grijă. Au, au! Perne-mi place să mă joc, sar în sus și mă arunc. Pernele eu le ador. Pernele eu le ador. Fotbal. Uite! Bună ziua, copilași! Ce o să jucați astăzi? Bună! Salutare! Asta! Fotbal? Minunat! De unde veți face rost de poartă și minge? Facem porți! Bună idee! Ariciu, tu vei fi un portar. Portar? Da, vei prinde mingea. Mingea? Minge! 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 Nu minge! Minge! Nu minge! Totuși că această minge e prea mare. Mare! Iar asta nu este... Nu e mare! Ei bine, haideți să încercăm. Cred totuși că această minge e prea mică. E mică! Oare unde putem găsi o minge potrivită? Stați puțin! Bună treabă, copii! Bună minge! Nici prea mare, nici prea mică. Într-un cuvânt, potrivită. Mare și mică. Un ghe mare! Și un ghe mic! Elefantul-i mare rău, pisicuța-i mică zău, mică! Mare-i un hipopotam, puiul-i un mic năzdrăvan. Iar subacul tăieței te mărește, vrei, nu vrei. Vei fi mare și voinic, mare! După ce mai crești un pic. Mic! Și pandi are o batistă mare. Mare! Iar ariciu una mică. Una mică. O lingură mare. O lingură mică. Facem schimb? Ariciu are acum o lingură mare. O lingură mare. Pomul mare are mii frunze mici și rugini. Casa e mare de tot, cărămizi mici peste tot. Cât de mare-i lumea ta,
când te simți prea mic în ea. Vei fi mare și voinic după ce mai crești un pic. Vei fi mare și voinic după ce mai crești un pic. Pui mic! Versiunea limba română a fost dublată în studiourile Fast Production Film. Click pe playlist pentru a urmări toate episoadele. Abonează-te la canalul Tralala pentru mai multe desene animate educative și cântecele nostime.